mulțimea vectorilor libere în plan. V? V mare? Da. Deci notăm prin V mare. V mare. Egal. Mulțimea tuturor vectorilor libere din plan. Mulțimea tuturor vectorilor. Mulțimea tuturor vectorilor liber din plan. Liber. Liber. Așa. Eu vă usc aici. Da, da, da. Liber. Din plan. Asta, nici nu știi tu ce bine face gripul asta. Deci, tuturor copiilor care sunt în gripul asta și a intrat în noțiunea de vector, sunt în ceață vieții de ei. Dar nevinovați pentru că se merge într-un ritm, pune pe tablă, scrie acolo. Hai să povestesc ce am pățit eu. Deci când m-am dus, am student în, m-am dus student în anul întâi, am avut un șoc atât de mare. Am putut abandonați, sigur că da. Deci tot semestrul întâi, până în ianuarie, când se apropia, să spunem, sesiunea, făceam un efort maxim. Să înțeleg și eu ceva din ceea ce scrie profesorul acolo pe tablă. Nimic nu înțelegeam. Deci totul era... Profesorul nu-l interesa de clar, da, scria pe tablă. Exact. Vorbea și așa. Noi desenam. Așa și acum. Da. Și totul era de aiurea. Acolo, când mă duceam acasă, vreau să înțeleg. Nu înțelegeam nimic. Sigur, făceam foarte multe greșeli. Copiii de pe tablă, pe caiet, fără să înțeleg nimic. Plus, minus, pe acolo ce puteam să spun vorba ta. Ca să scrii și copii tot de pe tablă, nu ai timp să urmărești... Să minte. Da, dar să treci prin minte. Nici nu aveam nicio șansă. Pentru că presupunea acolo o serie de lucruri cunoscute. Iar eu terminase liceul la Podul Turcului. Nu în altă parte. Podul Turcului unde e cel mai bun liceu al județului. Uh-huh. Așa. Și atunci m-am trezit în cea mai grea situație. Când a venit sesiunea. Deci am venit acasă cu gândul că abandonez facultatea. Gata. Numai colega meu mi-a zis, păi, nu. Nu faci asta, că eu știu sigur că tu ai putere foarte mare și o să faci față. Când am luat cursul și am început să citesc și să iau, să-l privesc în totalitate, eu făceam eforturi pe segmentul acela. Dar cum nu înțelesesem în prima parte, primul curs, al doilea curs, că nu știu ce, nici vorbă să înțeleg pe ceva. El presupunea preluarea de la un anumit nivel. Nu era nici partea pedagogică foarte bine pusă la profesor, la punct. Și atunci nu le interesa, nici nu știa cum se exprimă. El nu știa că trebuie să jumneze relația și să curgă unul din altele acolo, cum știa el. E bine, când m-am apucat să învăț, descopeream foarte multe greșeli. De acum eram atât de încântat că găseam cu greșeli pe profesor, încât seara când ne întâlneam, spune, băi, erau greșe, mă, cursul cu tare și acolo, e prost făcut. Dar cum îi spunea, băi, hai să ne uităm. Era corect. Dar eu, dacă nu înțelegeam nimic, copiam de pe tablă. Și ne înțelegând, făceam plus, minus pe acolo, nu se înțelegea nimic. Aiurea totuși. În final, vreau să spun că această formă de prezentare a noțiunilor, fără să te intereseze cel ce, dacă cel care înțelege ceva, este lipsită de sens. După părerea mea, nici n-ai ce căuta acolo. Da? Îmi cer scuze pentru colegii mei, dar partea pedagogică, de aceea că o formă a apărut. Din nevoia de a face lucrurile cunoscute, de a face înțelese. Asta este motivul cu adevărat. Așa. Deci am zis, toți vectori din plan, dar știi ce înțelegi? Noi cu vectori liberi din plan, când am desenat cu ăsta, eu nu luam cu ăsta în plan. Toți așa. Îl fac cu ăsta. Toți așa. Și mă dați seama, deci toată infinitatea asta de vectori posibili. Dintr-un plan. Dintr-un plan, am luat cu vei. Bun. Pe departe ce spui? Se numește asta AB, vector legat fixat în plan. AB aparține acolo de XY echivalent cu AB și ne-a făcut un desen. Deci cum îți spui? Cum deci AB
vectorul AB. Vectorul AB legat. Deci dacă zicem vectorul AB, asta este un vector legat, că e fixat originea. Prin AB, vectorul acesta, înțeleg mulțimea tuturor vectorilor de tipul XY, da? În care XY acesta este echivalent cu AB, sau AB echivalent cu XY. Adică se apropie de ce înseamnă vectorul AB, este un reprezentant al mulțimii tuturor vectorilor, de ce a spus noi, da? Exact. De aceea am spus mulțimea tuturor vectorilor așa, de aceea am zis simbolul mulțime, tuturor vectorilor XY, echivalent cu AB. Și deci prin AB am înțeles că e reprezentantul tuturor vectorilor din plan, care pot fi duși oriunde în plan. Echivalent. Da. Vectorul nul, 0 curniuță, este, adică vectorul nul 0, este mulțimea vectorilor legați a căror origine coincide cu vârful. Hai să înțelegem încă o dată. Vectorul nul, da, adică 0 cu semnul vector, da, este mulțimea vectorilor legați a căror origine coincide cu vârful. Deci aici originea. Hai să vedem ce înseamnă vectorul nul. Nul. Atât. Deci dacă am un vector legat și vreau să spun că el este vector nul. E A. A. Când A coincide cu B, deci nu are mărime. Uh-huh. E un punct. Nici direcție, nici sens, da? Vectorul nul este vectorul, așa ca să facem noi, este un punct în final. Da? Vectorul nul este un punct. Chiar așa, pe scurt, vectorul nul este un punct din plan. Vectorul nu putem vorbi de direcții, nu putem vorbi de sens. Are orice direcție, orice sens. Da. E un singur punct. Da. Vectorul nu. Bun. Direcția unui vector liber, nenul, este direcția oricărui reprezentant al său. Corect. E clar, nu? Direcția unui vector nenul este direcția oricărui reprezentant al său. E simplu, adică toate drepte paralele. Asta înseamnă. Doi vectori care au aceeași direcție se numesc coliniari. Așa, stop aici. Deci doi vectori care au același sens, aceeași direcție, definiție. Definiție. Doi vectori ce au aceeași direcție. Se numesc vector coliniari. Acum să-mi explicați, domnul. N-am înțeles. Sigur că da. O simplă aruncare așa cu poziții, n-am înțeles. Doi vectori ce au aceeași direcție. Coliniari. Eu știu, coliniari îți spun pe care este aceeași. Corect. Deci vectorul ăsta, A, l-am notat Miruna ca un vector liber. Uh-huh. Și vectorul B, și cu vectorul C, acești vectori se zic că sunt coliniari. De ce? Fiindcă prin vectorul A, eu n-am înțeles numai pe A, ci eu pasă toată de vector, da? Printre care se află și ăsta? B. Nu. Că n-are aceeași mărime. A. Și nici ce? Dar și nu sunt echipolență. Dar nu sunt echipolență, atât că clar vine. Nu sunt echipolență. Da. Dar totuși au ceva cum cei trei vectori. Ce sunt paralel? Asta e. Au aceeași direcție. Că noi am definit prin direcția unui vector, dreapta lui suport împreună cu toate dreptele paralele. Și de aia să... Asta e. Și pe vectorul ăsta, de el pot duce pe aceeași dreaptă suport. Eu pot să-l duc așa cum ai fost obișnuit să-i fie pe aceeași dreaptă, apropo de polaritate. Da.
Da, da, da. Că ăsta este un reprezentant. Da. Ei se pot duce acolo. Ori pot duc unul oricine trebuie. Și ăla e reprezentant. Asta e. Se pot duce acolo. Deci, pe linia. Deci de aceea se conia. Ei nu sunt echipolinți. Au în său caracteristic din cele trei, doar una e îndeplinită. Au aceeași direcție. Deci, de sunt coliniari. Asta e. Deci, doi vectori care au aceeași direcție, să se cum ea, direcție, care au aceeași direcție și prin direcție am spus ce înseamnă. Dreapta suport împreună cu toate dreptele paralele cu așa asta. Aceeași direcție, dreapta suport împreună cu toate dreptele paralele cu așa asta. Asta e direcția unui vector. Sunt coliniari. Bun. Am definit și chestiunea noțională de colinearitate. Altceva ce merg mai pe mâna ta. Doi vectori sunt coliniari. Doi vectori coliniari au sensuri opuse dacă oricare doi reprezentanții lor au sensuri opuse. Așa e clar. Doi vectori coliniari au sensuri opuse. Adică unul duce într-o direcție și unul duce altă. Dacă oricare doi reprezentanții lor au sensuri opuse. Da, am mai vorbit de același sens. Am vorbit de același sens când dreapta lor suportă, îi situează în aceeași plan. Mm-hmm. Sensul, da? Mm-hmm. Acum, vorbim de doi vectori care sunt coliniari, sunt așa situații. Mm-hmm. Și aș întreba, între A și B și C, care au același sens, care au... A și B au același sens și C are sens diferit. Și B și C au sensul diferit. Și B și C, da. Corect. Da? Da. Deci sunt coliniari. Și A-ul și B-ul comparați au același sens. A-ul și C-ul, nu? A-ul și C-ul sunt pe sensuri opuse. Și B-ul și C-ul la fel. La fel. Deci scriem după desenul ăsta, spune. Doi vectori, îți dăm definiția. Doi vectori coliniari. Doi vectori coliniari. Spunem că au același sens. Dacă, știu, am vorbit, dacă dreapta suport ce trece pe origine, da, îi pasează așa asemenea. Da. Și au sensuri opuse, dacă se întâmplă invers. Am vorbit de noțiunea de sens. Am introdus-o mai mult. De fapt, eu ce fac? Iau un reprezentant al lui A și îl leg. Uh-huh. Adică într-un colț aici, iau un punct și duc pe AB, care este echivalent cu A, AB, care este echivalent cu A, pentru că are aceeași direcție, are același sens, da? Da. Aceeași direcție, același sens și aceeași mărime. Corect. Deci el, A, așa, este un vector liber. Prin el înțeleg și pe AB. Corect. Și pe AB. Și iau și un vector legat al lui B. B. CD. CD. Mai lung un pic. D. Da. Așa. Așa. Da. CD. Care este echivalent, este din clasa lui B. Din mulțimea pe lor vectorul. L-am legat. Da. Și acum vorbesc de dreapta suport al lor. Acolo era impropriu să vorbesc de dreapta, de dreapta care trece prin originile lor. Că n-aveam originile fixate. Prin A cu litera mică, B mică, este la vector liber. Și nu era legat. L-am legat acum, da. Am luat reprezentantul și acum spun, au același sens. Pentru că sunt situați în același... de, în aceeași semiplan. Am înțeles. Da. Ai înțeles și da. Da. Ce de, pentru ce, iau echipolentul său și îl duc oriunde vreau eu. Îl duc aici. Uite așa. Dar leg. Da. E F. E F, da? E F. Și dacă duc dreapta suport, care trece prin origine. Da. Deci pe ea vorbesc, că dreapta ce trece prin origine, nu dreapta suport. Dreapta ce trece prin origine, cel doi vector, de data asta, văd că e situați în sensuri, în plane diferite. Corect. Așa și aici, eu am văzut surprins-o, să spun, impropriu cu direcția. Că erau liberi. Că erau liberi. Dar acum, când i-am legat, am voie să spun. Dar ăștia trei sunt coliniari. Și ăștia trei sunt coliniari. Dar au sensuri, doi câte doi când o pară, unii au același sens, alții au sensuri
opuse. Da, mai departe. Am vorbit și ce înseamnă vector ce au acedecție sau sensuri și ce înseamnă au sensuri opuse. Doi vectori au același modul. Modulo. Aceeași direcție și sensuri opuse se numesc vectori opuși. Cum? Cum? Deci mai întâi doi vectori corneale au același sens dacă doi reprezentanții lor au același sens. Asta. Doi vectori corneale au sensuri opuse dacă oricare două reprezentanți ai lor au sensuri opuse. Oricare doi reprezentanți ai lor au sensuri opuse. Exact, am vorbit. Și acum doi vectori sunt egali dacă au aceeași direcție, același sens și același modul. Aceeași mărime, vă spune. Da? Modulul se referă la mărimea lui. Deci la lungimea segmentului. Mm-hmm. Deci doi vectori sunt egali. Da? Doi vectori AB, vectorul AB, egal cu CD, dacă și numai dacă, au. Și au. Aceeași direcție. Da? Aceeași au. Aceeași direcție. Aceeași. Sens. Și direcție. Sens. Și mărime. Da. Mărime. În paranteză modul. Da? Aceeași lungime. Aceeași mărime, direcție și sens. Doi vectori care au același modul, aceeași direcție și sensuri opuse, se numesc vectori opuși. Uh-huh. Ai putea să-mi dai... mai întâi este semnul de vectori care au aceeași... care sunt egali. AB egal cu CD. Uite, aici. AB. Și vectorul CD. Eu îl pot duce în miruna. Și pe dreapta suport. Eu tot am dus pe o paralelă. Dar tot atât de bine pot să zic așa. C, D. Nu mă deranjează cu nimic. Uh-huh. Deci aceștia sunt doi vectori care sunt egali, spunem noi. Vectorul AB egal cu CD. Ca la aceeași mărime, direcție și sens. Acum, doi vectori care au aceeași mărime, aceeași direcție, dar sensurile opuse se numesc vectori opuși. Opuși. Poți să îți imaginezi doi vectori opuși? Ca CD și F, nu? CD... Dacă ar fi și egale. Dacă ar fi și egale. Deci aceeași mărime, direcție și... Hai să desenăm. Să zicem... M, și respectiv... E, F. Îl pot duce chiar de aici. Pot duce așa, în sensul ăsta. Sau pot să duc pe o altă dreapta suport. E, F. Deci M, M și E, F au, sunt cheamă ăștia doi, că sunt vectori de care? Vectori opuși. M, N și E, E, vectori opuși. M, N și E, E, vectori opuși. Mai trebuie să spun că în scriere M se cheamă originea, prima literă e în originea și N vârful vectorului. Că zic M, N, nu pot să scriu E mers să spune invers vectorul, da? Mm-hmm. Prima literă este originea. Cu de aplicație. 0 cu bara de vector deasupra are lungimea 0. Deci, vectorul nul. Da. Așa, al de vector, vectorul nul. Bun. Are lungimea 0. Deci are lungimea 0, sigur că da. Deci vectorul are acolo lungimea 0. Nu are direcție, nu are sens, nu vorbim. Direcție și sens arbitrar. Sigur, da. Orice putem vorbi de direcție și sens, orice. Un punct, nu putem vorbi de direcție, că nu trece dintr-un punct. Dacă vrei dintr-un punct, trebuie o infinitate de drepte. Deci,
e sensul arbitrar, deci nu e definit. Vectorul nul se consideră coliniar cu oricare alt vector. Sigur că da. Vectorul nul este coliniar cu oricare alt vector. De acord. Și am făcut un exercițiu. Ia să vedem. Triunghiul ABC. Gata teoria? Da. Bun. Bine, nu chiar am făcut un exercițiu, că mai avem doi. Păcat că vă predau așa de mult și nu vă lasă să asimilați un pic informația, dar hai. Azi am avut două ori. Da. Și-a predat două ori? Două ori. Păi da, nu trebuia să facem școala asta. E ziua învățământului. Da, e ziua educației. Așa, așa. Crezi tu că, Miruna, eu, la ora asta, aș fi făcut lecția asta? N-aș fi făcut-o. Trebuie să, toți prietenii noștri, trebuie să ți aducă ție mulțumire că ai venit și ai propus să facem lecția cu vectori. Mi s-a mai propus de-a lungul timpului. Nu vreți să predați un domn profesor de vectori? Nu, că nu ne cere nimeni așa. Nu ne cere de el, dar una este să am un dialog și să mă străduiesc, să te fac să înțelegi și tu. Și asta este să predau eu, clasă goală, unde mi se pare că e înțeles și ăla, și ăla, și ăla, e cu totul diferit. Așa că tu ești, de fapt, cea care conduce sau face să apară lecțiile acestea. Să zicem mai departe. Triunghi ABC. Deci, probleme, da? Da. Triunghiul ABC. Deci, în ipoteză, avem triunghiul A, B, C. Cu vectorul A e echivalent cu vectorul B1. A e. Vectorul A e echivalent cu? B, M. B, M. Cine este M? M e mijlocul lui B, C. Așa, unde e M? M aparține lui B, C. Și B, M, la mijloc, da? Așa încât, cum spuneam noi, B, M, să fie B, M ca lungime. B, M egal cu... B, M egal cu C, M. M, C, da. Și mai avem și că vectorul A, F este echivalent cu vectorul M, C. A, F, echivalent cu... Cu M, C. M, C. A, F, vector, da? A, F, E și F egal cu semnul întrebării. Eu, dar unde eu? A, acolo, aici. Deci, să găsim pe E, poate cu mine, nu? E și F. E și F. Concluzie, da? În concluzie, să vedem eu unde îl punem și F unde îl punem. Ca să se vede pe chestia asta. Deci, este un triunghi ABC. Triunghiul A, B, C. M este mijlocul lui B, C. M, mijlocul lui B, C. Și A e echivalent cu B, M. A e echivalent cu B, M. Adică, dacă e echivalent, înseamnă că e paralel. Deci cu B, M, da? Da. E paralel, e... E paralel cu cine? Cu B, M. Cu B, M. Cu B, M. Sau cu BC, putea prea spune. Adică, cuvinte, ducem prin A. Da, trebuie să fie niște aceeași mâine. Nu, ducem prin A o paralelă. Ca să-i facem direcția. Nu așa? Prin A o paralelă și BC, da? La BC, sigur, da. Bun. Că prin direcția, cei doi vectori să fie echipolenți, să ai la aceeași mâine, în direcție și când sens. Da. Deocamdată direcția am fixat-o. Sensul A, E, de la A spre E, da. La B spre M. Deci de la, și cu B, M. B, M. Unde să-l pun pe E? În cort. În partea asta, da? A, E. Deci A, E. B, M. Da, A, E. Da, să fie echivalent. Păi nu e echivalent. Asta e. Că e un A originea, în B originea. Păi, nu e așa, și nu e așa. Noi avem originea în B, nu? Păi, noi avem originea în B. B, noi atunci punem invers.
Asta era, da? Deci e în partea asta. Altă. Sensul era bun. Erau vectori opuși ăștia. Mm-hmm. Da? Eu aici. Nu. Eu aici, da? Da. Și asta este... Întrebarea era, unde îl punem pe ea? Răspunsul. Pe o paralelă dusă la... prin alta, deci, pentru a avea direcția. Da. Și pentru a... fiindcă sunt echipărenți cu M, B, trebuie să aibă aceeași mărime, cât B, M, să aibă același sens. Dreapta care trece prin originele lor, sisipă. Da, să te sisipează de aceeași plată. Corect. Iată că eu l-am aflat. Unde este eu? Răspunsul este pe paralelă dusă pe mea, într-un punct încât A e să fie egal cu B, M ca mărime. Și pe fel facem la fel, adică exact la fel cum am făcut și pe el, mai cu partea cealaltă. A, F trebuie să fie cât M, C. M, C. Da? M, M, M e originea, și că... Uh-huh. Înseamnă că îl facem tot la fel. A, F cu M, C, sigur că da. Unde este eu și F-ul? Eu l-am văzut, dar F unde va fi? Tot acolo. Tot acolo. F e egal cu F. Punctul E, coincide cu E. Bun. Vedeți, foarte repede poți să faci, că ai înțeles partea teoretică. Teoretică. Corect. Nu așa vezi, s-a desenat și la casă? Da, aproximativ e bine. L-a pus pe F în partea cealaltă. Unde? Depinde cum a notat A, B, C. A notat invers, față. A, B, C. Dar E coincide cu F. Deci așa, aduce prin A paralela E la BC, paralela la C și BC care taie dreapta în punctul E și F. Și apoi rezultă A cu F paralel, paralelogram, B mă echivalent cu AE și C mă echivalent cu AF. Păi înseamnă că nu e dată problemă, nu e aceeași problemă. Mă citești ăla. Deci, a triunghiul ABC cu M în mijlocul lui BC. Bun, până aici e corect. A e echivalent cu BM, A F echivalent cu KM. A e echivalent cu KM. Cu KM. A, păi așa. Normal, de-aia nici nu dă. Ce ați făcut voi. Dar e o altă problemă, domn profesor. Putem da, este o altă problemă asta. Da. Care și facem problema... Să facem acum și pe aia. Așa. Sau nu, deci... putem să nu mai facem. Dar să vedem și să vedem repede. Să vedem și pe ce. Triunghiul ABC. A e. Echipolent cu ce? A e aceeași chestie cu BM. Ba nu, cu BM. A există. A e echipolent cu BM. Așa e bine pe A e. Cu M e în mijlocul lui BC. Și A e F. Și A e F cu KM. Echipolent cu KM. Da. Deci la C spre M. Adică sensul ăsta. Da? A. F. Facem alte semne acum, domnul profesor, ca să nu curcăm lucrurile. Da, deci primul unghiu. A, B, B C, cum am notat noi aici, A, B, C. M-ul la mijloc. M-ul la mijloc. Duce paralel dacă vorbim de vectorii triponenți. Cu A și într-un caz și în altul, cu originea aici. Paralela. A, E cu B, M. A, B, M. Așa. A e cu B, M. Aici trebuie să fie eu. Da. Așa. Și fiindcă avem A, F cu C, M, dar ce spre M, A, F cu C, M, așa trebuie să ducă. Uh-huh. Da? Ăsta este. Nu știu ce paralelogram, ce înseamnă că e altă problemă. Iară, cu AC-ul, eu mai zis o paralelă și pentru AC, ei, da. Da, dar atunci, poate cu A, M, echipolem ceva sau te basă, deci paralel. De asta zic. Mai... Nu ce M, ce A, M, ceva să fie fost. Că paralelogramul tot nu se leagă. Nu. Nu, deci A e cu B, M, A, F, cu K, M, și atât. Bun. Ducem prin A, paralela E la B, C, da. Paralela la A, C, B, C, care taie dreapta în... Paralel prin C la? Prin C la? Paralela la A, C și B, C, care taie dreapta în punctul E și F. Paralel la C, de ce o duc? Deci ducem prin A, paralela E la B, C. Da.
Și pe mod de paralela primim partea. Paralela la C și pe C, care trage dreapta în punctul E și F. Miruna, paralela prin M la AB, asta, face ca, face ca paralogramul ăsta să-mi spune că asta e cât asta, ca mărime. Uh-huh. Deci, dacă vrei, ca și construcție, fiindcă BM asta nu a luat-o prin mărime, da. Și nu a luat-o măsoare cu segmentul, cu rigla sau cu ceva, da, o duce o paralelă prin vârful C la AB și s-a format acum un paralogram în care asta e cât asta ca mărime. Ca să-i fixeze, ce să-i fixeze? Mărimea. Ca să o fac exact egală cu BM. Asta. Bun. Și ca să găsească și cealaltă problemă, a dus paralela acum la AC prin M ca să fie C M cât AF. Exact. Și o, e fixă. Adică e aceeași mărimea. Da, fiindcă mediana parte nu e în mijlocul, atunci eu creat acele două paralograme și eu ieșit așa. Ce teorie mai e? Mai avem o problemă. Da. O facem? Facem, de ce? Dacă n-ai înțeles, o facem. Acum ai fi în stare să o faci tu singură? Pe asta, nu pe asta e mai complicat. A doua e mai complicat. Hai să o vedem. Adică după ce am înțeles suportul teoretic, crezi chiar asta să fac ca experiment. Aș vrea să conduci tu problema. Corect. Nu? Că eu am desfăcut suportul teoretic, acum trebuie să înțelegi problema care a fost făcută. Eu am înțeles, ai copiat de pe tabla acolo fără... Ia să vedem. Nici o... Zi, ipotezantul. E foarte. Și ABCD e hexagon regulat. Tu vă lași temă? Nu, nu, doar facem noi. Bine, că am înțeles de ori. Deci, A în ipoteză am că A, B, C, D E, 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 hexagon. Regulat. Sa, gol, regular. Altceva? Dacă spuneam la hexagon, înțelegeam că sunt 6 laturi și ai regulat toate laturile sunt egale. Da, nu e problema la prezident, dacă nu poți face. Așa, da. O, centru hexagonului. O, centru hexagonului. Și cam asta e. Și să se găsească. În concluzie. În concluzie. Scrieți toți vectorii egali cu AB. Deci... Amic. Toți vectorii egali cu AB. Toți vectorii... Egali cu AB. Egal cu A, cu AB. Vectorul AB, da? Da. B. Indicați vectorii opuși lui BO. Vectorii opuși lui BO. Vectorii opuși lui BO. BO. Ce? Vectorii coliniari cu FA. Cu? FA. Cu vectorul FA. Și la D. Arătați că vectorul BF este egal cu vectorul CF. BF. Vector. Egal cu vectorul CF. Asta e problema. BF cu CF. Ia să vedem. Aia e foarte simplu. Dacă facem hexagonul. Dacă trebuie să am acum. N-am adus, n-ați adus la garaj. Nu am adus. Au acolo. Cu centrul nou și ne amintim luam brața și făceam hexagonul. Așa, brața și făceam hexagonul. Nu, nu știu pe toți urmează, dați pe urmează. Nu contează, da. Hop, hop, o ieșit.
Și sunt niște notații la A, B, C, D, E. Deci A, B, C, D, E și E. Să șterg de margine, cercul. Știm pe E rază. O, la mea aici. La traiția română e exact de raza. Și acum, pornim. Bună, dacă stai așa și la clasă să faci un cerc jumătate de oră. Domnul profesor a făcut un hexagon, dar a fost la oici, mamă. Hai, prelungește acum acolo, pic și fă-i hexagonul mai repede. Păi, mamă, că nu mai poți fi atent de la nimic. Și ce repede îl desenam? Păi, eu desenam. Și crezi că eu stăteam așa ca tine să fac doamne? Pentru că eu imediat, fac, 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 și la uite, că ce-am important este prind. Da, să ții direcție. Aolea! Vector egal cu AB. AB cu AB, asta este la A spre B. Îl desenăm. Așa. Când doi vectori sunt egali? Când au același sens, mărime și direcție. Da? Deci doi vectori sunt egali, dar fără aceeași mărime, direcție și sens. Vezi vreun vector egal cu AB? Da. ED. ED este neapărat un vector, ED. Și atât. Poți fi și o F și... Nu o F. Da. Fruo. Ocă. Fruo. Deci e fă. A, da, da, da. Trebuie sensul. O fă, i-aș fost o pușă. Deci o fă. Hai să facem cu AB. Pentru punctul A, să e desenat o culoare. Ca să fie clar pentru toată lumea. Ocă. Și ocă. Deci vectorii pe care îi... Egal. Egal. Pentru anii. La punctul anii. AB egal cu E cu F, O și C, O. Nu. Și egal cu O, C și egal cu E, D, nu? Așa, da. Și E, D. Vectorul opus lui B, O. Opus lui B, O. B, O. B, O. Un M, P, B, O. O altă cărbă. Unde pleacă? Din B sau din O când zice lui B, O? Din B. Așa, din uite, B. Așa, punem. Așa, ca să punem sensul. Da. Și acum opușii lui B, O. D, C. D, C, corect. F, A. F, A, corect. E, O. E, O, corect. Și D. Sigur. Deci, aceștia sunt vectori la punctul B. Ia să scriu și culoarea asta. La punctul B e vorba de a... Opusul B-ul. Opusul... Sunt vectori. Da. Și răspunde. B-ul opusului B. F-a. F-a. E-o. F-a. E-o. Și ducă. E-o. F-a cu E-o. F-a cu E-o sunt egali? Da. F, A, cu E, O. Deci îmi permis să spun egal. Da. Ca la aceeași mărime, direcție și sens. Latura cu raza e egal. Da? Și egal cu cine? Cu ducă. Cu ducă. Aștia sunt. Dar sunt și egale între ele. Între ei. La tine era pus și egal acolo? De prof? A, A, P. Îți curioasă să văd dacă nu. Noi am folosit egalitatea că tocmai am vorbit. Nu? Da, ăștia sunt. Eu e numerat. Bun. Dar noi ai spus că sunt și egali pentru că am avut... Nu știu că raza e cât. Vector colinear cu F, A. La ce? La ce? Colinear cu F, A. A. F, A. Așa. Da, dar am întrebare. E-O și B-O e același lucru cu B, E, dacă mai pune acolo și B, E. Deci E-O. B-O. Și B, B, O. Sunt opuși E-O cu B, O. Și B, E nu e și el... Păi noi am avut pe B-ul, da, de bază și
Acestuia i-am urmărit vectorii opuși. Vectorii opuși lui B-O, pe care la el privim, sunt aceștia. E-O, F-A și D-C. Poate ar fi fost nevoie să vorbim de ăsta, care e dat așa, și opuși ăștia, nu? Da, înțeles. Oricum, s-a înțeles. Asta e altceva ce v-am întrebat, pentru coliniar, nu? Vectorii coliniari F-A. Acum, coliniari înseamnă să fie paralel. Sigur că nu da. Nu trebuie să fie și egali. Coliniari mai să fie paralele. Poate aibă sens opus. Mai coliniari, atât, da. Pe drepte, să aibă aceeași direcție. Să aibă aceeași direcție. Deci paralel. Deci dacă B e toată aia B e... Sigur că da, poate să fie un vector. B e. E B e sau e B? B e. Da. Și e B poate să fie văzut. Mm-hmm. Și e B au aceeași direcție. Cum putea să zică B O și E O. Deci B-O și... zic B O, E O, B da, E? Da. Sigur că da. Nu e aceeași lucru, B O, E O și B. Deci nu mă interesează sensul. Mm-hmm. Și numai direcția. Păi scrie atunci E O, B O. Sunt. Cu cine a fost? Deci cu e, primul rând. A. Ea vrea să zică până la mare. A, cu ea lui F, părea cu F A. F, așa urmăresc și eu că nu sunt F A, cu ăsta, da? B E. B E. B E, cum ai zis tu. E O. E O. Asta vă întreabă, domnul. Poate să zică și cu ăsta mare și pe aceea să zică și mici? Sigur că. Ah, pot. Sunt vector, au o origine, au o extremitate. Bun. E O și? B O și? B O și de că. Da, cu cine? Cu F A. Da, D C, nu? Ba da, am zis. Vreze, da? D C, așa vreși. Da, ei îi pun și pe B E. Pe B E nu-l pun? Problema lor, dar și așez vector există. Deci așez vector există, dacă... Tot timpul e poți să vezi ca un vector. Păi da. Ca un singur vector, nu neapărat ca doi. Deci B, O și O, E sunt iarăși foarte bine precizate, dar și B, O și B, E. Uh-huh. Nu l-au surprins, l-au scăpat de acolo. Dar așa am voie să-l iubesc. E la fel de bun. Să fie egal cu C, F. Acum la D. B, F. Cu C, F. B, F, cu C, F. B, F, uniți, domnul profesor. Da. B. B, F, da? C, F, B. C, F. C, C, E, nu C, F. E. A, da. S-a arătat mega. Cu C, E. Nu, cu C, E. S-a arătat cu egal. Scrie și la concluzie. La concluzie. Da. La concluzie. Cu C, E. C, E. E. Să arătăm că sunt egal. Păi, doi vectori sunt egal atunci cât au sens, direcții și mărime. Exact. Ca să aibă sens, trebuie să fie din același plan. Nu, ca să aibă același sens, ce trebuie să întâmple? Ca da, dacă are trece prin origine, fizicul e, dacă are trece prin origine, aceeași semnul plan. Da, semn. Aceeași semnul plan. Și ia să vedem, B, F, cu ce e? B, F, cu ce e? Pleacă din B, pleacă din C, originea e B în F, da, însă în același sens. Au același sens, da. Mărimea? Mărimea este egală când este paralelogram. Deci figura aceea poți demonstra că este un paralelogram? Pentru că...